O istorie a celor care au luptat în munți și au continuat să pună libertatea deasupra vieții, în condițiile în care opoziția anticomunistă se afla în închisori. Au murit în înfruntări, în temnițe sau în fața plutoanelor de execuție. Actele lor de mare curaj s-au petrecut în Carpații României, care au fost ultima tranșee împotriva colonizării sovietice. Memorialul durerii. O istorie a bravilor, a celor care ne-au păstrat în spațiul de demnitate al Europei. Un film de Lucia Hosu Longin, sâmbătă de la ora 16, la TVR2.